Te-ai dat în mine oameni ca să fii adăugorit, ca să poți să săvârșești această mântuire atât de minunată, că nimeni nu putea face decât numai tu, Fiul Dumnezeu. N-ai dat înapoi prin toate suferințele care le-ai purtat. Ai mers până la moarte, până prin ultima picătură de sânge, s-a spus din tine. Ca Dumnezeu să vadă acest sânge și noi, în beneficiem de El, în vederea curățirii păcatelor noastre, toți cei care au crezut în numele Tău și au primit pe Tine ca Mântuitor. Te rugăm pentru orice suflet care este înaintea Ta, atât în locul acesta, cât și în alte adunări, Doamne, care n-au primit această mântuire atât de scumpă. Vino la ajutorul lor, cercetează-i, nu-i lăsa să plece nepătător de aici. Vino la ajutorul, dă-ne mântuirea aceasta, Doamne, dă-ne viața veșnică, ca atunci când vor pleca de pământul acesta, să aibă un cuvânt de mulțumire pentru salvarea care le-ai dat-o. În clipele care urmează, cerem binecuvântarea Ta peste fiecare suflet în parte. Să ne dai întărirea de care avem nevoie, îmbărbătarea de care avem nevoie. Să te cunoaștem pe Tine ca singurul Dumnezeu adevărat. Doamne, ne încredințăm în mâna Harului Tău cum ne binecuvânta și ne vei da ceea ce te-am dat. Amin. Amin. Thank you.
Glory
După aceea să te afli în valea fricii, în valea deznădejdii. Da. Da? Poți. Și haideți să vedem exemplul lui David în dimineața aceasta. O să citim un psalm. Psalmul 27. Să vedeți cum el a trăit pe aceste curți ale încrederii, ale credinței. Dar au fost momente când a fost și în vale, jos, în frică, în deznădejde, în teme. Iată ce spune Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De ce să mă tem? Dacă Domnul este lumina și mântuirea mea, este izbăvitorul meu. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Iar versetul 3 spune, când o știre de a tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Doamne, ce culme ale credinței trăiește omul acesta. Chiar o știre de s-ar tăbări împotriva mea. De a tăbări împotriva. Nu mă tem. Că și tu ești cu mine, tu ești lângă mine în momentele acelea. Chiar război de s-a ridicat împotriva mea. Tot plin de încredere aș fi. Și iată dorința și cererea lui David. Un lucru cer de la Domnul. Și îl doresc el bine. Care este cererea ta? Care este dorința ta, David? Care este dorința noastră
în dimineața aceasta, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Ce frumos este să stai înaintea Lui Dumnezeu, să te bucuri de prezența Lui. Aici, în locul în care El dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Și este încrezător că îl va adăposti, îl va ocroti. Mă va ascunde sub acoperișul portului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în portul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima mea, inima, îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut. Și ia uitați-vă ce se întâmplă în versetul 9. Dintr-o dată se schimbă lucrurile. Nu mi-ascunde fața ta și nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Dintr-o dată, omul acela plin de încredere, care stă pe culmea credinței, dintr-o dată zice, nu mi-ascunde fața ta. Oare n-ai fost confirmat tu, David, ca împărat al lui Israel? Este un moment în care ești prigonit, ești alungat de Saul. Stai prin pește. Și se întreabă la un moment dat, Doamne, dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Oare nu? Ai fost cel care m-a așezat acolo? Nu mi-ascunde fața ta. Nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu. Nu mă lăsa și nu mă părăsi. Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Nu știm ce s-a întâmplat. Noi știm doar atât ce spune Scriptura la un moment dat, părinții lui, ca să fie păziți de Saul și de intențiile lui, vin lângă el în peșteră. La un moment dat, el cere azil pentru părinții lui în Moab. Era zi pentru părinții lui Moab. Mama lui era chiar moabită. Da? Și nu mai știm ce se întâmplă cu părinții lui. Dar probabil luați de la fermă, de acolo de unde era și duși de colo-colo, la o vârstă înaintată. Probabil i-au reproșat ceva lui David. Au avut să-i reproșeze ceva lui David. Da? Și nu știm ce s-a întâmplat. Cert este un lucru. David rămâne singur. Și spune că tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei. Căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși. Niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul. Ce frumos încheie. Nădăjduiește în Domnul. Chiar când vin și astfel de momente, nădăjduiește în Domnul. Fii tare! Îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze și pe noi. Amin. Amin. Ce nu vei
Pot să spun că Iisus pace-n dar mi-a adus, pace sunt prin parul său. Chiar dacă noaptea-n jurul veți lasă, Iisus va fi mereu în partea mea. În slăbiciuni puterea lui stradată, prin el trăiesc, e bucuria mea. El e păstorul cu ce mă păzește, chiar de-ar fi să trec prin păianul. Nu mă tem, știu că el nu mă va părăsi, tot ce sunt din valul său. Nu mă tem, destinul meu singur, știu că-ți e dar, e prețul l-a plătit. El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morți aceea zi. El a murit ca el să-nviață. Astăzi ești prin pasul mântuit. Pot acum să redoar, liber sunt în Hristos, tot ce sunt, sunt prin darul său. Cu tot ce am, în voi urma pe Iisus. El mi-a promis că mă va duce în cer. Și zi de zi mă va întâlni și iubire. În voi ajunge pașa Domnului. Credința mea în Domnul va rămâne. Toată gloria e doar a Domnului. Când se va termina alergarea, voi striga, sunt al tău, ți-a aparținut pe veci. Credința mea e Domnul va rămâne. Toată gloria e doar a când se va termina alergarea, voi striga, sunt al tău, ți-a aparținut pe veci. Când se va termina alergarea, voi striga, sunt al tău, ți-a aparținut. Dacă
Voi fi ceva mai lung în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră, să știți că vina vă aparține. Pentru că aceste cântări, vă spun, mi-au făcut mult bine și din cauza lor entuziasmul pe care îl simt s-ar putea să mă ducă pe culmi în continuare și Domnul să ne ajute pe toți ca să fim pe acele culmi de care vorbea psalmistul. În dimineața aceasta aș vrea să ne îndreptăm gândurile și o să vedeți că se potrivesc foarte bine cu mesajul pe care l-am în față. În Vechiul Testament, în cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 16, vom citi versetele 58 la 63. Ezechiel, capitolul 16, versetele 58 la 63. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici astfel. Trebuie să sporți în adevăr nelegiuirile și urâciunile, zice Domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care ai nesocotit jurământul rupând legământul. Dar îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine în vremea tinereții tale și voi face cu tine un legământ veșnic. Atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta, te vei rușina când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari și mai mici, pe care ți le voi da ca fiice, dar nu pe temeiul legământului făcut cu tine. Voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul. Ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu. Era anul 1982, în luna decembrie eram student în București și într-un anfiteatru al universității, poetul Ioan Alexandru ținea niște cursuri, le zicea dânsul de ebraică veche, ca să vă ascundă, de fapt, în spatele lor niște mesaje 100% creștine. La cursurile acelea trebuia să mergem cei care voiam să-l ascultăm, cam cu vreo oră înainte, pentru că anfiteatru era arhiplin, se stătea chiar și pe culoarele dintre bănci. Eram acolo foarte mulți creștini după Evanghelie, din Biserica Evanghelică Română, de la Seminarul Ortodox, foarte mulți care voiau să asculte un mesaj din Sfânta Scriptură. Ne-a învățat alfabetul ebraic și după aceea ne povestea la un moment dat, a trecut prin proroci câteva cuvinte, cât putea să țină o oră, o oră și jumătate mesajul. Și în decembrie 81, dânsul ne-a vorbit despre Ezechiel. Când am ajuns cu cititul acum vreo săptămână și ceva pe aici, prin locul acesta din Ezechiel, mi-am adus aminte că îmi luam notițe. Toți eram cu carnețelele în mână și scriam cât puteam de repede mesajele dânsului. Doamne, pe vremea aceea, ce reportofon în 81, ce tehnică avansată, nimic. Ori scriai, ori nu mai scriai, ca să-ți aduci aminte. M-am dus la carnețelul din vremea aceea, l-am deschis, am găsit 8 decembrie 1981 și Ioan Alexandru spunea așa legat de prorocul Ezechiel. Zice, slava lui Iahve, vă redau cuvintele dânsului, slava lui Iahve era cel mai prețuit lucru de pe fața pământului, slava lui Dumnezeu. Kabod Iahve, asta este în ebraică slava lui Dumnezeu, izgonea pe oameni afară din cort, și chivotul și cortul se umplea de o ceață care nu făcea altceva decât să-i scoată afară pe oameni. Când se cobora slava lui Dumnezeu peste cort, inclusiv preoții trebuiau să iasă afară din cort pentru că nu puteau să stea în prezența slavei lui Dumnezeu. Acolo unde apare slava lui Dumnezeu, este zgonită, spunea dânsul, spațialitatea, spațiul.
Pentru că acolo omul nu-și mai găsea locul, nu mai avea spațiu unde să stea în corp. Spațiul există, spunea dânsul, ca lipsă a slavei lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu care înseamnă mărturie și putere. Mărturie a prezenței lui Dumnezeu și puterea a prezenței lui Dumnezeu. Israel a avut ocazia să vadă această slavă a lui Dumnezeu care se cobora peste cort, să poată să vadă că acolo era cu adevărat Dumnezeu. Asta ne spunea dânsul atunci. Mesajul de astăzi l-am numit iertat complet de trecutul rușinos. Pentru că așa am găsit că pot să scot din un rezumat în câteva cuvinte pentru a ține minte mesajul acesta din pasajul pe care l-am citit. Iertat complet de trecutul rușinos. Și în privința aceasta o să vedem mai întâi cine a fost Ezechiel în câteva cuvinte, după care să vedem despre ce vorbește el Ezechiel al doilea punct. Cel de-al treilea, aș vrea să vedem câteva lucruri legate de trecutul lui Israel și trecutul nostru, să facem o paralelă între trecutul lui Israel și trecutul nostru. Iar în punctul 4, ultimul punct, să vedem ce face și ce zice Dumnezeu legat de ultimele versete pe care le-am citit. Cine a fost Ezechiel mai întâi? Ezechiel a fost preot și proroc, spun comentatorii. El a avut mesajele primite de la Dumnezeu, pentru că așa spune în cartea sa, așa vorbește Domnul. Deci el, Ezechiel, primește mesajul de la Dumnezeu timp de vreo 22 de ani, de pe la 593 înainte de Domnul Hristos și până la 571 înainte de Domnul Hristos, erau anii în care Ezechiel primește mesajul de la Dumnezeu. Departe de Ierusalim, în țara Haldeilor, acolo, spre Babilon, acolo primește Ezechiel mesajele acestea. A fost contemporan Ezechiel cu Ieremia și cu Daniel. Cam de aceeași vârstă cu Daniel, dar mult mai tânăr decât Ieremia. Ajunge în Babilon pe la 9 ani după ce Daniel a făcut, după Daniel, deci mai târziu, deci primul ajunge Daniel dintre proroși la Babilon, dar 9 ani după, următorul grup de evrei care ajung, vreo 10.000, care sunt luați captivi de Nebucadnețar, în timpul împăratului Zedechia, împreună cu aceștia ajunge și Ezechiel. Mesajul lui a fost în special îndreptat către evrei și în mesajul lui el le spunea evreilor că ei, evreii, nu se pot întoarce la Ierusalim, în țara de unde au fost luați, decât după ce s-au întors la Dumnezeu. Ăsta era mesajul lui principal pe care îl adresa evreilor și le spunea acest adevăr foarte scump. Vreți să vă întoarceți la Ierusalim? Da, e bine să vă întoarceți la Ierusalim. Dar dacă vă veți întoarce la fel de păcătoși, la fel de răzvrătiți, la fel de împotriva lui Dumnezeu cum ați fost luați, ca pedeapsa a lui Dumnezeu, degeaba vă întoarceți. Principalul lucru pe care trebuie să-l faceți, frații mei, ar fi spus Ezechiel, trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Cartea lui conține vreo trei feluri de profeții, pentru că profeții sau prorocii. Sunt profeții prezente, deci pentru momentul în care a vorbit el Ezechiel, în care Ezechiel prezintă judecata Ierusalimului și a poporului evreu. Ce vi se întâmplă? Faptul că ați ajuns, că am ajuns în Babilon, se datorează faptului că noi n-am ascultat de Dumnezeu și ne-am răzvrătit împotriva Lui. Și ne-am apucat să facem tot felul de urâciuni ca și popoarele care au fost aici înainte de noi, pe meleagurile acestea. A doua categorie de profeții pe care le găsim în cartea Ezechiel se referă la viitorul națiunilor. Pentru că Dumnezeu i-a spus așa lui Ezechiel. Ezechiel, uite, spune-le ăstora neamurilor care erau pe lângă Israel, spune-le ce va fi cu ei. Profeții legate de națiunile, de viitorul națiunilor de lângă Israel. A treia categorie de profeții pe care o dă Dumnezeu lui Ezechiel este legată de vremea sfârșitului. Pentru că ultimele capitole din cartea prorocului Ezechiel este prezentat templul.
Este prezentat templul refăcut în detaliu, cu grosimea zidurilor, cu dimensiunile încăperilor. Acolo este prezentată toată cetatea aceasta din punct de vedere arhitectural, spunea cineva, zice, dacă vrei să o faci, o faci după ce îi dictează Dumnezeul lui Ezechiel. Poți să faci. Și n-ar fi exclus ca Israel să reconstruiască acest templu, încă nu este făcut, să aibă pietrele și tot ce trebuie, ca să pună, să pună în aplicare tot acest, să zic, mesaj, toată această arhitectură a templului despre care Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel în ultimele capitole ale acestei cetăți. În Noul Testament, să știți că prorocul Ezechiel nu prea este citat. Nu sunt citate din Ezechiel în Noul Testament. În schimb, Cartea Apocalipsa seamănă foarte bine cu mesajele pe care le prezenta Ezechiel. Așa încât Apocalipsa lui Ioan este foarte apropiată de ceea ce Dumnezeu i-a descoperit lui Ezechiel atunci cu vreo aproape 600 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Mesajul principal al cărții, de aceea spunea Ioan Alexandru lucrurile acestea, este legată de slava Domnului. Slava Domnului sau Kabod Yahweh în limba ebraică. Apare, slava Domnului, apare de vreo 12 ori în primele 11 capitole din Ezechiel. Slava Domnului. Și interesant este că aici, în capitolul 11, se oprește, după care reapare doar în capitolul 43. În capitolul 11 este prezentată părăsirea Ierusalimului, a cetății Ierusalim de slava lui Dumnezeu, și revine în capitolul 43. Spun lucrul acesta pentru că vreau să vedem unde ne încadrăm cu textul pe care l-am citit. Textul pe care l-am citit este din capitolul 16, este tocmai în această perioadă grozavă, perioadă grea, perioadă teribilă, când slava lui Dumnezeu nu mai era în Ierusalim. Păi spunea cineva că este cea mai mare nenorocire peste locul acela de unde dispare slava lui Dumnezeu, de unde nu este Dumnezeu. Vrei să vină nenorocirea peste tine, omule, peste locul acela? Îndepărtează, fă să nu mai fie slava lui Dumnezeu și vei vedea ce nenorocire va fi peste locul acela. În capitolul 10, vreau să citesc și să citim lucrul acesta pentru că chiar dacă o să îmi ia puțină vreme, capitolul 10, versetele 18 și 19, pentru că vreau aici să vedem ceva. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de la pământ sub ochii mei, spune Ezechiel. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit. Și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Cum pleacă slava lui Dumnezeu din Ierusalim? Foarte încet. Dumnezeu nu voia ca slava lui să părăsească Ierusalim. Și îi descoperă lui Ezechiel în lucrul acesta, se ridică slava, se pune pe aripile heruvimilor, și pleacă. Dar nu pleacă foarte repede. Pleacă foarte încet. Pentru că lui Dumnezeu îi era greu să plece din Ierusalim. Pentru că El, Dumnezeu, așa a făgăduit lui Israel. Israele, Ierusalimul este cetatea unde îmi voi pune eu numele. Este cetatea unde toate națiunile vor veni să se închine la templu, pentru că vor înțelege că acolo se poate, să zicem, simți, cu ghilimelele corespunzătoare, slava lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu. Capitolul 11, versetele 22 și 23. După aceea, heruvimii și-au întins aripile însoțiți de roți și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Și în felul acesta, dacă în capitolul 10 părăsea doar templu,
Aici ne spune cuvântul că a părăsit cetatea. Și cetatea Ierusalim a rămas fără slava lui Dumnezeu. Un comentator spune așa: odată plecată slava lui Dumnezeu, începe prăpădul. Dar cartea lui Ezechiel nu se oprește aici. Pentru că în capitolele finale este proclamată întronarea împărăției lui Israel și revenirea slavei lui Dumnezeu. Începând cu capitolul 43, se vede templul, se vede refacerea cetății pe care a fost plănuită de Dumnezeu. Mesajul cărții Ezechiel este acesta. Este un cuvânt care, o sintagmă care apare de vreo 70 de ori în această carte. Și vor ști că eu sunt Domnul, apare deci de vreo 70 de ori în această carte. Și vor ști că eu sunt Domnul. Despre asta vorbește cartea Ezechiel. Haideți acum să mergem mai departe și să vedem lucrul acesta pe care l-am spus. Care este trecutul lui Israel și trecutul nostru? Și în locul pe care l-am citit, 16:58, spune cuvântul lui Dumnezeu aici așa: trebuie să sporți în adevăr nelegiuirile și urăciunile, zice Domnul. Îi zice lui Israel: să sporți în adevăr nelegiuirile și urăciunile, zice Domnul. Dar este valabil lucrul acesta nu numai pentru Israel, ci și pentru noi. Viața din trecutul nostru fără Dumnezeu, să știți că nu trebuie detaliat. Pentru că viața fiecăruia dintre noi, viața fără Dumnezeu, este așa cum spune aici cuvântul: nelegiuiri și urâciuni, destrăbălări și alte cuvinte foarte urâte. Această viață nu trebuie detaliată pentru că nu ne face cinste. Ce să explicăm? Nelegiuirile în care am trăit? Urâciunile pe care le-am făcut? Nu cred că este cazul. Ci va trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu din suflet că ne-a scăpat de toate acestea. Ăsta e lucrul pe care va trebui să-l facem. În versetul următor spune Ezechiel aici, 59, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care ai nesocotit jurământul rupând legământul. Așa zice aici Dumnezeu: îți voi face la fel. Știți? Dar așa face omul, nu Dumnezeu. Pentru că vom vedea în versetele următoare că Dumnezeu nu se poartă în felul acesta. Doar așa i-a spus aici lui Ezechiel în cuvinte. Omul, în schimb, așa face. Omul răspunde cu rău la rău. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Pavel, în Epistola către Romani, să nu faceți așa, să nu răspundeți cu rău la rău, ci să răspundeți răului cu bine. Și aș vrea să citim locul acesta ca să ne rămână ca învățătura Noului Testament, Roman 12, versetul 17, cum trebuie să facem noi, nu cum face omul din lume, omul fără Dumnezeu. Roman 12, versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea mea eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Am citit multe istorioare zilele trecute legate de felul acesta în care omul
poate să răsplătească, creștinul adevărat, poate să răsplătească pe om cu bine, pe acela care i-a făcut rău. Și am citit de cazuri când bărbați sau femei, cărora cineva le-a făcut rău și când au avut ocazia, nu le-au făcut rău, ci le-au făcut bine. Au fost momente când am citit că o întâmplare grozavă, când o tânără pe undeva prin Turcia, Turcia sau America de Sud, mai rețin exact unde, a fost prinsă de cineva în pădure și i s-a tăiat mâinile. Și a ajuns, după ani de zile, ca tânăra aceasta a scăpat, s-au cicatrizat rănile și a ajuns la un moment dat la ea la poartă, pare mi se că după vreo 6 ani de zile, tocmai acela care i-a făcut lucrul acesta. L-a văzut, l-a recunoscut, dar l-a invitat în casă și i-a dat să mănânce. Și în timp ce îi servea masa, tânăra și-a dat de pe mâini șervetele și i-a arătat cine este ea. Respectivul devenise un cerșetor după anii aceia și i-a arătat cine este ea. Și i-a spus lucrul acesta că îl tratează în felul acesta pentru că ea este credincioasă, că ea așa a înțeles de la Dumnezeu să nu răsplătească răul cu rău, ci să-l răsplătească cu bine. Vă spun, este întâmplarea care m-a mișcat cel mai mult și care am zis, domnule, este posibil lucrul acesta? Avea tânăra aceasta posibilitatea să se răzbune, să trăiești toată viața fără mâini? Iată că Dumnezeu poate să facă astfel de lucruri. N-am reținut dacă respectivul s-a întors la Dumnezeu sau nu, lucrul acesta nu mai contează, zic eu, ci contează în primul rând felul în care acea tânără a înțeles partea aceasta din cuvânt, partea aceasta din cuvânt care spune nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Versetul 61 pe care l-am citit de aici, din Ezechiel, am sărit versetul 60 și o să vedeți de ce. Versetul 61 spune, atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta, te vei rușina, când vei primi la tine pe surorile tale mai mari și mai mici, pe care ți le voi da ca fiice, dar nu pe temeiul legământului făcut cu tine. Versetul 61. Surorile lui Israel, de care vorbește aici Ezechiel, sunt Samaria și Sodoma. Dacă am fi întors pagina din Scriptură, cu un capitol, ba nu, chiar în capitolul 16, în prima parte, vorbește despre urăciunile făcute de Samaria și de Sodoma. Pentru că făcuseră fapte urâte. Dar Israel, în versetul 47, tot aici din capitolul 16, Israel, Ierusalimul, zice, tu nu numai ai umblat pe căile lor și ai săvârșit acele urăciuni, ci ca și cum atât ar fi fost prea puțin, ai fost mai stricată decât ele în toate purtările tale. Când citeam cuvintele acestea, am zis, Doamne, eu nu cred că aș fi putut scrie astfel de cuvinte. Așa de mari urăciuni, așa de mari nenorociri săvârșite de femeile acestea, de Sodoma și de Samaria, încât rămâi uimit dacă citești partea aceasta din Ezechiel, de ce nenorocire au putut și ce urăciuni au putut să facă. Și am zis, parcă n-ar vrea să scrie mâna mea astfel de lucruri. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi le spune lui Ezechiel, Ezechiel scrie-le. Pentru că nu sunt povești, ci sunt realitate 100%, așa ceva au făcut ele. Dar zice tu, Israele, te condamn pentru faptul că ai făcut mai rău decât ele. Cum o fi acel mai rău dacă acel rău este rău? Cum o fi mai cel mai rău decât acel rău? Nu știu. Dar înaintea lui Dumnezeu, iată că este posibil să fie văzut. Vedeți? Așa a zis Dumnezeul lui Israel. Revin acum la versetul 60, pentru că aici la versetul 60, din locul pe care l-am citit, apare minunată această introducere, conjuncție, pare mi se că zice, acest dar. Pentru că până aici a fost viața veche a lui Israel, viața veche a noastră, pentru că concluzia este foarte simplă. Așa cum a trăit Israel, am trăit și noi, nicio deosebire, cu
Cu nimic mai bun n-am fost și nu suntem față de Israel. Deci nu trebuie să condamnăm pe Israel sub nicio formă, că și noi suntem la fel, oglindă. Același caracter, aceleași lucrări săvârșite de noi, fără Dumnezeu, ca și Israel pe vremea aceea. Și în versetul 60 aici, Dumnezeu introduce acest cuvânt extraordinar de important. Dar. Și ce spune Dumnezeu aici mai departe, după acest dar? Îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine. În vremea tinereții tale. Pentru că Dumnezeu a făcut cu Israel în trecut, a făcut un legământ. Dumnezeu a stabilit legământul acela. Și acum, zice Dumnezeu, voi face cu tine un legământ de data aceasta veșnic. Am cântat, viața pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos este viața veșnică. Dumnezeu a făcut cu Israel un legământ în tinerețe, dar acum îi spune, zice, uite, voi face cu tine un legământ veșnic. Și lucrul acesta vreau să-l detaliem puțin. Pentru că ceea ce ne interesează pe noi din versetul acesta este, de fapt, partea a doua, legată de această lucrare pe care o promite Dumnezeu. Voi face cu tine un legământ veșnic. Cum a fost posibil lucrul acesta? L-am cântat puțin mai devreme. Domnul Iisus Hristos, prin jertfa sa, a făcut posibil acest legământ. Fără jertfa Domnului Iisus Hristos, acest legământ nu era posibil. Nu era posibil ca noi să avem viața veșnică altfel decât prin legământul făcut de Domnul Iisus Hristos. Este singura posibilitate prin care omului îi se asigură veșnicia, doar prin jertfa Domnului Iisus. În Evanghelia după Ioan este Evanghelia în care apare foarte des, eu am numărat vreo 14 locuri în care apare sintagma viața veșnică. Viața veșnică de care vorbește Domnul Iisus Hristos. Ioan 3 cu 15, Ioan 3 cu 16, 5 cu 24, 5 cu 39. Sunt o mulțime de versete în cartea, în Evanghelia după Ioan, în care Domnul Iisus vorbește despre viața veșnică. Spun lucrul acesta pentru că dacă este între noi cineva care nu a făcut legământul cu Domnul Iisus Hristos, să nu cumva să mai întârzi, să nu cumva să mai pribegească, să nu cumva să mai stea în lumea aceasta crezând sau sperând nu știu ce gânduri, idei că vor trebui să facă, să se facă mai bun și după aceea să vină să ceară iertare Domnului Iisus Hristos, că lucrul acesta nu se poate. Viața fără Dumnezeu este o viață, cum spune aici Ezechiel, este o viață plină de urâciuni, este o viață plină de lucruri groaznice. Așa e viața fără Dumnezeu. Dar cu Domnul Iisus Hristos lucrurile se schimbă. Domnul Iisus Hristos este acela care poate să schimbe. El poate să facă acest legământ veșnic de care vorbea aici Ezechiel și omul nu mai trebuie să mai piardă vremea sub nicio formă. Versetul 62 pe care l-am citit aici spune, eu voi face, Ezechiel 62, voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul. Vei ști că eu sunt Domnul, vei ști că eu sunt Iahve în textul original. Adevărul acesta, că Dumnezeu este Domnul, este un adevăr care trebuie să-l înțeleagă orice om care trece pe fața Pământului. Este un principiu, este un adevăr așa de mare încât omul trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că El, Dumnezeu, este Domnul. Am început să recitesc acum o carte pe care am primit-o și mi-a plăcut tare mult prin anii 90 și ceva, prin anii aceia, Viața din abundență,
de Stanley Jones. Autorul acesta e tare... E tare bună cartea aceasta pe care a scris-o Stanley Jones. A fost misionar în India și omul acesta a trebuit să stea de vorbă cu, să zicem, indienii care erau foarte bine exersați în multe lucruri spirituale. Și el, Stanley Jones, a trebuit să se pregătească în această privință. Și a luat pas cu pas gândirea pe care trebuie să o aibă omul normal în privința ascultării de Dumnezeu, în privința întoarcerii la Dumnezeu. Dacă n-ați citit-o, căutați-o, se găsește la Stefanus, nu știu cât costă, dar este o carte care ar trebui citită de orice credincios, pentru că vorbește despre viața din abundență. Viața din abundență a omului credincios. Și în cartea aceasta spune Stanley Jones la un moment dat despre lucrul acesta. Zice, omul, ca să fie bine pe pământ, va trebui să-și găsească un centru asupra căruia să se focalizeze, dar centrul acesta să fie din afara lui. Deci din afara omului, din exteriorul lui. Și centrul acesta nu este altul decât Dumnezeu. Zice, pentru că dacă nu-și găsește omul, nu se centrează, nu se focalizează pe Dumnezeu, dezastru va fi viața lui. Dezastru va fi viața lui. Deci sunt oameni care încearcă să-și facă, să devină ei înșiși Dumnezei. Adică să gândească și să zică, eu fac ce vreau, fac ce-mi place, pentru că eu gândesc, eu fac, eu câștig atâția bani prin afacerea mea sau mai știu eu ce, eu sunt Dumnezeu. Și Stanley Jones zice, serios? Ești un idol, nu Dumnezeu. Pentru că dacă vrei să o duci bine pe pământul acesta, trebuie să te focalizezi, trebuie să te centrezi pe faptul că Dumnezeu este acela care călăuzește absolut totul. De aceea repetă așa de des Dumnezeu și spune lui Ezechiel, și să știi, Israele, că eu sunt Domnul Dumnezeu. Să știi, omule, de pe toată fața pământului, că e singura soluție în care te poți centra ca să o duci bine, atât pe pământ, cât și în veșnicie. Pentru că dacă pe pământ n-ai vrut să trăiești cu Dumnezeu, vrei să, după ce mor, să spună cineva că o să te primească Dumnezeu în locurile minunate de verdeață? Nu se poate. Nu se poate. Caută-L pe Dumnezeu încă de tânăr, așa cum zice și psalmistul, caută-L, gândește-te la Dumnezeu, la lucrurile Lui, centrează-te pe El, focalizează-te pe Dumnezeu și atunci va fi bine. Dar am zis că trebuie știut de orice om. Cine n-are, cine nu știe lucrul acesta, este un om debusolat, un om care n-are scop, care n-are scop. Viața lui n-are sens. Viața lui n-are sens. Viața omului care nu l-are pe Dumnezeu ca focalizare, ca centrul lui, este o viață fără sens. Debusolat, de acolo până acolo, nu știe de capul lui, absolut nimic. Pentru că doar Dumnezeu este singurul care dă sens vieții. Aș vrea tare mult ca lucrul acesta să fie cunoscut de noi toți. De noi toți. De adunarea din Lazuri, de adunarea de pe oriunde, din toate lucrurile unde pătrund oamenii să înțeleagă că trebuie să-L aibă pe Dumnezeu ca scop și sens al vieții lor. Aș vrea ca tot să poată spune, așa cum a spus Toma când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toți care intră în adunare să se gândească la acest lucru, ca să nu plece de la adunare fără să poată spune exact ce a spus și Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ultimul verset pe care l-am citit spune aici Dumnezeu ce face și ce zice Dumnezeu, am zis eu aici din versetul 63. Și să-ți aduci aminte de trecut și să roșești. Să-ți fie rușin. Să nu-ți mai deschizi gura de rușin. Când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu. Când îți voi ierta tot ce ai făcut. Citeam și mă gândeam cât de minunate sunt aceste cuvinte. Ce valoare au aceste cuvinte. Îți voi ierta tot
ce ai făcut. Valabile cuvintele și pentru Israel, și pentru neamuri, și pentru noi, pentru fiecare om sunt importante cuvintele acestea. Pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta, că și pe Israel, și pe neamurile de pe vremea aceea, și pe noi oamenii astăzi din 2021, aceste cuvinte pot să aibă aceeași mare valoare. Ne iartă Dumnezeu absolut tot ce am făcut. Cred că toți care am avut parte de lucrul acesta, care am simțit iertarea Domnului Iisus și cărora Domnul Iisus Hristos ne-a încredințat că avem păcatele iertate, cred că toți ar trebui să-i aducem toată lauda și preamărirea Lui. Vedeți, aici când mă gândesc la textul acesta și subliniez cuvântul tot, asta nu înseamnă doar o parte, nu înseamnă 99% din păcatele făcute, ci înseamnă 100%. Vin cu două exemple din Noul Testament, cărora Domnul Iisus Hristos, două persoane, cărora Domnul Iisus Hristos le-a spus cuvintele acestea. Slăbănogul din Matei capitolul 9 sau Marcu 2, slăbănogul acela care a fost adus de patru prieteni ai lui, coborât prin tavanul casei respective, adus la picioarele Domnului Iisus și când a ajuns la picioarele Domnului Iisus, Domnul Iisus îi spune omului acela, iertate îți sunt păcatele. Păi dar poate că cei care erau la ușă, cei care erau afară, să ne fi întrebat, stai așa băi, că oamenii l-au adus pe omul acela, pe slăbănogul acela să-l facă să meargă, să-i dea sănătate. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, iertate îți sunt păcatele. Iertate îți sunt păcatele pentru că este mai important pentru om să aibă parte de iertare păcatelor decât de sănătate. Poate omul să mai fie și bolnav, dar fără iertarea păcatelor nu poate să ajungă în veșnicie. Iertate îți sunt păcatele. Și Domnul Iisus Hristos îi le-a iertat păcatele acelui slăbănos. Al doilea caz este femeia din Evanghelia după Luca la capitolul 7. O știm foarte bine că femeia aceea a venit la picioarele Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos i-a spus, iertate îți sunt păcatele. Iertate sunt păcatele, tale care sunt multe, sunt iertate. Două cazuri cărora Domnul Iisus le-a iertat toate păcatele. Dar noi am putea să spunem că noi suntem astăzi, sunt milioane în lume și astăzi, care de oameni care să-ți spună și să afirme lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos ne-a iertat toate păcatele. Absolut toate păcatele. Pentru că sunt oameni care vin înaintea Domnului Iisus și se gândesc la lucrul acesta. Voi cred că Domnul Iisus Hristos poate să-mi ierte unele mai mici, dar eu am făcut unele păcate mai mari. Poate El să mă ierte și de acelea mari? Da, Domnul Iisus Hristos poate să mă ierte. Știți povestea cu acea femeie care a făcut nu știu câte avorturi și care a venit la omul lui Dumnezeu și l-a întrebat, poate Domnul Iisus Hristos să ierte pe o femeie care a făcut un avort? Și omul lui Dumnezeu i-a spus, da, poate Domnul Iisus. Și femeia tot n-a plecat de acolo, dar zice, da, pe o femeie care a făcut două. Da, poate Domnul Iisus să o ierte și nu mai știu până la ce cifră a ajuns. Dar omul lui Dumnezeu i-a spus, da, Domnul Iisus Hristos poate să ierte și o astfel de femeie, pentru că iertarea Lui este desăvârșită. El poate să ierte absolut toate păcatele, așa cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am pus titlul mesajului, iertat complet, desăvârșit. De toate păcatele sau de tot trecutul rușinos pe care l-am trăit. Facă Domnul ca iertarea Lui totală să fie simțită de toți cei de față. De toți cei de față. De toți cei care văd și mesajul acesta, poate pe YouTube, să înțeleagă lucrul acesta că pot avea parte astăzi, în clipele acestea, de această iertare pe care o dă Domnul Iisus Hristos tuturor, iertarea Lui este completă. Iertarea Lui ce produce? Știm toți care am simțit-o. Iertarea Lui produce pace în inimă, produce bucurie, produce siguranță. Iertarea Lui asigură omului un loc în împărăția Lui Dumnezeu. Asta face iertarea Domnului Iisus Hristos, care nu se poate întâmpla, iertarea aceasta, decât prin credință, ca omul să vină personal înaintea
lui Dumnezeu. Legat de prima parte a versetului, am sărit peste lucrul acesta, zice, îți vei aduce aminte de trecut și ai să roșești și nu să mai deschizi gura. Și mă gândeam că ni s-a întâmplat și nouă multora să fim în starea aceasta, să rămânem fără replică în anumite situații, când să nu mai ai ce spune. Să vezi ceva, să vezi un gest și să ți se pună, cum zice românul, un nod în gât, să nu mai poți scoate o vorbă. Și Dumnezeu spune lui Ezechiel aici exact același lucru. Să nu mai deschizi gura de rușine. De rușine. Să nu mai poți, Israele, scoate o vorbă. Să nu mai poți, omule, scoate o vorbă. De ceea ce a făcut cineva, de ceea ce ți-a zis cineva, mi s-a întâmplat cu siguranță și nouă lucrul acesta. Dar după ce am primit lucrul acesta, după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă și ne-a iertat tot ce am făcut, ce mai poți să mai spui? Nu mai putem să mai spunem decât atât. Doamne, mulțumesc! Doamne, mulțumesc! Și acest mulțumesc ar trebui să îl spunem de nu știu câte ori. Poate zilnic ar trebui să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru tot trecutul pe care mi l-ai iertat. Pentru că m-ai primit așa cum era. Și Domnul Iisus Hristos lucrul acesta îl poate face și astăzi oricui. Primește pe oricine, în ce orice situație ar fi, cât de mare păcătos se consideră, cât de mare păcătos se crede, Domnul Iisus Hristos îl poate așeza în situația aceasta. Îți voi ierta tot ce ai făcut. Cine zice? Nu Florian, nu un predicator, nu un creștin, ci cine spune cuvintele acestea? Zice Domnul Dumnezeu, Adonai Iahve. El este acela care spune lucrul acesta. Și dacă în lumea aceasta cel mai important lucru nu este ce zice un mare guru, un mare om, un cineva, nu au valoare lucrurile acestea, ci cea mai mare valoare în lume, oare ce zice Domnul Dumnezeu. Deci dacă ar veni oamenii să-i spună, de exemplu, unui păcătos, voi fugi de aici, bă, că pe tine nu te iartă, mă, Dumnezeu. Pentru câte ai făcut tu în lumea asta, bă, nu te iartă pe tine Dumnezeu. Și sunt oameni care pot spune lucrul acesta, bă, nu te iartă Dumnezeu. Fals. Fals. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață altfel. Dumnezeu spune, eu îți voi ierta tot ce ai făcut. Aș vrea să ni se umple inimile de bucurie cu aceste cuvinte, să nu le uităm, pentru că sunt de mare preț. Dacă suntem astăzi ce suntem, suntem datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat harul, cel puțin mie, ca într-o zi din ianuarie 1982, să pot să cad în genunchi lângă patul în garsoniera unde stăteam pe Mircea cel bătrân în Târgoviște și să-L rog pe Domnul Iisus Hristos să mă ierte. Mi-a dat harul. Mi-a dat harul și am înțeles atunci că am fost iertat. N-am priceput în momentul acela adevărul acesta pe care vi-l spun acum, că sunt iertat de absolut toate lucrurile. N-am înțeles atunci. Dar tot venind la adunare și tot citind în cuvântul lui Dumnezeu, am învățat lucrul acesta. Și de aceea spun acum și astăzi, tuturor, veniți la Domnul Iisus Hristos, credeți în jertfa Lui, pentru că El este acela care vă asigură veșnicia, fac cu tine un legământ veșnic, așa am citit, și El este acela care ne iartă de absolut tot ce am făcut. Așa cum am spus, repet, Lui trebuie să-i aducem toată lauda, toată slava, toată cinstea și preamărirea pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Amin. Amin.
izvor de pace și de iertare, izvor adânc de lumină și de har, dulce odihnă. Doamne Iisuse, în milerea noastră, izvor de viață și de iubire, apele tale sunt totdeauna vii, ori absorbit din ele cu nestațiu, sedia întreagă de tine potoli, ori absorbit din ele cu nestațiu, sedia întreagă de tine potoli. Orice ferice pe acela care soarbe într-una din tine viu izvor. El e ca pomul vedetorea una care-și dăroada la tine din rânciun. El e ca pomul verde torea bună, care-i dăroada la tine și din rânciun. Izvor de pace și de iertare, izvor adânc de și fericire, Doamne Iisuse, în tine am aflat dulce odihnă și fericire, Doamne Iisuse, în tine am aflat. Această făgăduință, că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Tău și pentru Tine, Tu ești în mijlocul lor. Mulțumim, Doamne, că ai fost și astăzi în mijlocul nostru și împreună cu Tine am fost slava Ta, măreția Ta, puterea Ta, cuvântul Tău. Și mulțumim că am fost părtași acestui har. Am putut, Doamne, să fim beneficiari acestui har și am putut să stăm în prezența măreției Tale, nu în baza meritelor noastre, ci în baza a ceea ce ai făcut pentru noi, pentru că ne-ai iertat, ne-ai mântuit și ne-ai făcut copii ai Tăi. Mulțumim că și astăzi, Doamne, ne-ai adus aminte că ai făcut lui Avram un legământ, ai făcut cu Avram un legământ și i-ai promis că din el va ieși o națiune care să-ți poarte numele, care să fie poporul Tău, iar Tu să fii Dumnezeul lui. Și ai făcut cu acest popor un legământ și am văzut, Doamne, că acest popor a rupt acest legământ cu Tine, s-a răzvrătit împotriva voiei Tale, n-a ascultat de Tine și a trebuit să fie dus în exil. A trebuit să fie dus în Babilon. Însă am văzut acest proroc, acest om al lui Dumnezeu, care prezenta acestor frați ai lui perspectiva restaurării acestei națiuni
și am văzut dorința lui de a se pocăi, de a se întoarce în trecut și de a-și aduce aminte de legământul tău cu ei. Mulțumim, Doamne, că și cu noi ai făcut un legământ. Și de multe ori și noi, ca și ei, am ajuns, Doamne, răzvrătiți împotriva ta, însă în dragostea ta, așa cum spunea și Osea, tu te-ai logodit cu noi pentru totdeauna, ai făcut un legământ veșnic cu noi și potrivit credincioșiei tale, tu ții legământul tău cu noi, chiar dacă noi de multe ori am căzut în vale, totuși tu ne-ai ridicat și ne-ai dat speranță, ne-ai dat nădejde, ne-ai dat bucurie. Mulțumim că în tine, Doamne, destinul nostru este un destin împlinit. Mântuirea pe care ne-ai acordat-o este o mântuire veșnică, de plină și pentru totdeauna, pentru toți aceia care s-au încrezut în tine, care au făcut legământ cu tine, au această nădejde că vor fi cu tine și mântuirea aceasta pe care tu le-ai dat-o este pentru totdeauna. Te slăvim și îți mulțumim pentru aceste cuvinte minunate pe care mi le-ai dat și astăzi. Cuvinte de îmbărbătare, cuvinte de zidire, dar în același timp și cuvinte de avertizare. Îți dăm slavă pentru că ai fost în mijlocul nostru și ne-ai vorbit. Te slăvim, te glorificăm și că meriți. Amin. Amin.